Conform tradiției, în cea de-a 40-a zi de după Paște se sărbătorește ispasul sau ziua Înălțării Domnului, dar și ziua eroilor. Manifestări destinate omagierii memoriei eroilor patriei au avut loc astăzi la cimitirul eroilor din Deva. Acțiunile dedicate acestei sărbători naționale au debutat cu acordarea onorului, intonarea imnului național și săvârșirea slujbei religioase de pomenire a eroilor neamului. Au urmat apoi discursuri ale celor prezenți la manifestare, printre care se aflau înalte fețe bisericești și reprezentanți ai asociațiilor veteranilor de război. Dumnezeu a înălțat omenitatea noastră la demnitatea de împărăție veșnică. Sărbătoarea de astăzi afirmă cu limpezime că sensul existenței noastre și motivul pentru care Dumnezeu l-a creat pe om este înălțarea acestuia într-o viață și realitate ce nu mai poate fi pusă sub semnul întrebării. Eroii neamului sunt cei care au înțeles pe deplin toate acestea. Ei au înțeles că destinul vieții pământești al omului este mai presus de o simplă acomodare biologică și culturală la lume. De aceea eroii și-au dăruit viața pentru a ctitori veșnicia neamului românesc. Nu întâmplător s-a stabilit de ziua Înălțării Domnului să se sărbătorească și ziua eroilor neamului nostru. Despre eroii neamului s-a vorbit mult și se vorbește. Azi, doar nu numai azi, avem de o datoria morală să aducem un fierbinte și binecuvântat omagiu tuturor acelora care, de cursul veacurilor, în momente cruciale pentru țară, cu arma în mână, nu au cunoscut datorie mai înaltă decât slujirea fără preget, fără șovăire a patriei noastre scumpe România. Despre importanța zilei eroilor și sacrificiul martirilor neamului românesc au vorbit și oficialitățile locale și județene prezente la manifestarea omagială de la cimitirul eroilor din Deva. Pentru noi toți este o datorie sfântă și o onoare să ne amintim de eroii noștri. Și nu doar astăzi, în zile sărbătoare, ci în fiecare moment, ei trebuie să fie prezenți în mintea și inima noastră. Putem să le cinstim memoria în fiecare zi, prețuind valorile pe care ei le-au socotit mai importante decât viața lor. Ei au pornit la luptă cu un ideal, acela de a apăra libertatea, independența, suveranitatea și integritatea țării noastre. Povestea fiecărui erou este o părticică din istoria României de astăzi. Să ne plecăm capetele, să ne rugăm pentru veșnica lor pomenire și să cinstim jertfa lor. Mormintele erorilor noștri pot fi considerate altare în fața cărora noi, toți românii, trebuie să ne plecăm genunchii în semn de prețuire și respect. Glorie eternă eroilor noștri, cunoscuți sau necunoscuți. Binecuvântată să le fie pomenirea lor din neam în neam. Omagiem sacrificiul lor înălțător și le păstrăm via amintirea prin ceremoniile intrate în tradiție cu acest prilej. O rugăciune, un gând, o lumânare aprinsă în memoria lor, grija față de morminte și monumentele comemorative ridicate în cinstea lor sunt modul de a ne exprima astăzi recunoștința față de ceea ce eroii neamului au făcut cu gândul la generațiile care aveau să le urmeze. Consider însă că dovada cea mai mare de respect față de toți acești eroi este ca noi, la rândul nostru, să-i atragem pe tineri să cunoască istoria și să aprecieze exemplul de dăruire și curaj al celor care s-au jertfit pentru idealurile românilor. Le închinăm tuturor această zi de sărbătoare creștinească după datina străbună și orânduirea Bisericii Ortodoxe Române cu tot respectul cuvenit pe măsura sacrificiului lor. Odihnă în pace tuturor eroilor neamului. Au urmat depunerile de coroane de flori, iar manifestările de la Deva, desfășurate cu ocazia Zilei Eroilor, s-au încheiat cu defilarea gărzii de onoare, constituite cu această ocazie, compuse din cadre ale Ministerului Apărării Naționale și ale celui de interne.